Rea din portul Tomis, Flaviana Marcu ne arată imagini apocaliptice. Flaviana, vreo șansă să scoată oamenii bărcile de acolo? Niciuna, cel puțin zilele acestea, ar trebui ca în primul rând gerul și apoi vântul să se mai domolească, adică exact factorii care au transformat Marea Neagră într-un astfel de peisaj alb, dar și încremenit. Totul este înghețat aici în portul Tomis, marea pe plajă la Modern, dar și în anumite porțiuni din stațiunea Mamaia a înghețat de asemenea, iar poșghița de gheață este mult mai densă astăzi decât era ieri la aceeași oră, pentru că și ziua de astăzi este mai geroasă decât cea de ieri. Vedeți cum arată peisajul în acest moment, frumos, dar înspăimântător, este adevărat. Nu doar în Marea Neagră sunt însă probleme, pentru că aceleași temperaturi scăzute, dar și vântul au creat sloiuri de gheață și pe Dunăre, dar și pe canalele navigabile. Un împingător a rămas blocat la Cernavodă, la 10 km de Cernavodă, între sloiurile de gheață și nu a mai putut împinge cele 6 barje pe care le conducea către portul Constanța. De asemenea, în momentul de față, pentru a sparge acele sloiuri de gheață extrem de bine închegate, se acționează atât pe brațele Dunării, cât și pe canalele navigabile, cu două spărgătoare de mici dimensiuni, dar și cu un împingător care trebuie să facă curse regulate pentru a fluidiza traficul barjelor pe canalul Dunăre, Marea Neagră. Și probabil același peisaj îl vom vedea și astăzi, și mâine, și până se va mai încălzi un pic afară. Flaviana, mulțumesc! -20 de grade Celsius.